Bună ziua, dragilor. Eu sunt Georgian, iar astăzi vom discuta despre utilizarea unei resurse educaționale deschise, adică a unui RED, într-o activitate didactică. Vă voi exemplifica acest lucru pe utilizarea resursei educaționale deschise. Să explorăm Terra cu ajutorul Google Earth în cadrul unei activități didactice la disciplina Geografie, clasa 6. -a. Ei bine, ce își propune această resursă educațională deschisă? și anume dezvoltarea competenței specifice 2.3, utilizarea informațiilor oferite de suporturile cartografice, grafice și alte materiale vizuale în contexte sau situații diferite, folosind conținutul, reperea recunoașterii terei, de la marile descoperiri geografice la explorarea modernă. Pentru a accesa această resursă educațională deschisă, puteți scana codul QR aflat în partea dreaptă a ecranului. Următoarea activitate poate fi utilizată în cadrul următorilor momente al unei lecții de geografie: dirijarea învățării, fixarea cunoștințelor, asigurarea performanței sau asigurarea retenției și a transferului. Folosind metoda e learning profesorul proiectează cu ajutorul unui laptop, a unei tablete pe un ecran de proiectare sau un televizor, un monitor, resursa educaționale deschisă să explorăm tera cu ajutorul Google Earth, care se află în domeniul public pe canalul de YouTube Educred Gimnaziu. Astfel, elevii observă cu ajutorul Google Earth o parte dintre elementele geografice specifice fiecărui continent. După vizionarea acestei resurse educaționale deschise, Profesorul le cere elevilor, așa cum este specificat și în resursa educațională deschisă, să exploreze continentele planetei noastre cu ajutorul aplicației Google Earth sau Earth și să realizeze un text de maxim 100 de cuvinte pe baza celor observate. Elevii accesează aplicația Google Earth și explorează continentele. Dacă nu au toți elevii un dispozitiv digital individual, profesorul îi organizează în echipe astfel încât fiecare echipă să dispună de cel puțin unul. Elevii redactează textul. Unul sau mai mulți elevi vor citi pe rând textul redactat, iar ceilalți îi vor oferi feedback, vor adresa întrebări și vor face completări. Profesorul coordonează activitatea de redactare, citire și acordarea feedback-ului, făcând la rândul lui aprecieri. Se poate solicita încărcarea textului pe platforma educațională a școlii, fie că este aceasta Google, Classroom, Microsoft Teams sau alta, în secțiunea alocată acestei lecții. Pentru elevii care nu reușesc să-l citească în clasă, profesorul citindu-l acasă sau în afara orelor și oferind feedback individual. Acum vă propun și vouă să proiectați o activitate didactică în cadrul căreia să utilizați o resursă educațională deschisă. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare la un nou tutorial educațional. Până atunci vă doresc multă sănătate și succes!